Presa liberă trecere. Bună seara, vă spun din nou, doamnelor și domnilor, suntem la Presa Liberă Trecere. În ediția de astăzi discutăm cu trei doamne care reprezintă cu succes Centrul Cultural Florica Cristoforanu din Râmnicu Sărat. Este vorba de doamna director Violeta Vâlcu, de doamna profesoară Beatrice Stoian și de doamna profesoară Cristina Robe. Le mulțumesc pentru prezență, bine ați venit în ediția de astăzi. Am făcut tot posibilul să reușesc să vă aduc în fața telespectatorilor, chiar dacă suntem în ultimele zile ale lunii martie, lună dedicată doamnelor, și am făcut noi o tradiție din acest lucru ca pe parcursul acestei luni să aducem în fața telespectatorilor doamne de succes, da? Doamne de succes ale comunității râmnicene. Doamna Violeta Vâlcu, înainte de toate, ce faceți? Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați reușit să veniți împreună cu cele două doamne în ediția din această seară. Bună seara, vă spun și eu, mulțumim de invitație, sunt încântată, vedeți ce... Și la stânga și la dreapta, două doamne tinere și frumoase și deștepte și talentate. Ce să facem? Supraviețuim încercării de renovare, reabilitare a sălii de spectacol din orașul nostru. Spuneam și aceasta este realitatea, că invitatele în această seară reprezintă cu succes Centrul Cultural Florica Cristoforanu, acolo unde de ani de zile ne-am obișnuit să avem foarte multe evenimente importante pentru comunitatea locală, foarte multe activități în care sunt angrenați cei mici, multe rezultate pe care ați reușit să le obțineți la școala de artă din cadrul Centrului Cultural, acolo unde doamna Beatrice Stoian este profesor de pian, iar doamna Cristina Robe, profesor de canto și pian. Aveți un ajutor de nădejde în persoana doamnei Robe, da? Da. Bună seara, bine v-am regăsit. De la ultima noastră întrevedere au trecut câteva luni, să zic, a fost înainte de sărbătorile de iarnă, din câte mi-amintesc eu. Și revenind la întrebarea pe care mi-ai adresat-o, Cristina este... unul din produsele mele ale carierei mele de profesor de pian. A fost în prima generație a elevilor mei de la școala 8, școala de muzică, la care a trebuit să renunțăm între timp pentru că s-a desființat. A urmat mai departe cursurile Liceului de Artă de la Buzău, după care a făcut facultatea de pedagogie muzicală la București și pe lângă un alt coleg de-al ei, din aceeași generație, Boroghino Florentin, parcă, da, au reușit să urmeze meseria pe care cu mare drag le-am insuflat-o încă din primii mei ani, da, de profesorat. Ne-ați vorbit de doamna Robe, sunt sigură că este persoana la care ați făcut referire în prima ediție, când v-am întrebat, elevi care au reușit să ducă mai departe această pasiune pentru pian și mi-ați spus că da, aveți un om de încredere pe care vi-l doriți alături de dumneavoastră. S-a întâmplat acest lucru? Da, cu ajutorul doamnei director, Violeta Vâlcu, bineînțeles, care de fiecare dată m-a înțeles și m-a susținut, am reușit să o cooptăm pe Cristina în proiectul nostru. Și am o mare nădejde și o mare încredere în ea. Copiii care lucrează cu ea sunt foarte mulțumiți, părinții la fel, și deja au început să apară rezultatele muncii ei pe la concursurile pe la care a reușit să participe cu o parte din elevii pe care ea îi pregătește. Doamna Cristina Robe, bine ați venit la noi pentru prima dată la Presa Liberă Trecere. Cum de ați ales această profesie? Bună ziua și bine v-am găsit! Din moment ce faci totul cu plăcere, a fost o profesie ideală pentru mine. Arta aceasta, muzica, este o artă care dacă nu vine din suflet, nu ai cum să o faci. Să lucrezi cu copii este cel mai frumos lucru. Am copii de la 5 ani până la 14, 15, cu toți lucrez cu plăcere, cu răbdare, și am obținut chiar de curând la Festivalul Artistic al Elevilor Buzoieni premii importante și în continuare ne pregătim pentru celelalte evenimente care vor urma. În luna mai avem Primăvara Buzoiană, avem un concurs la Târgu Neamț
unde vom merge și chiar o surpriză la acel concurs. Va fi o secțiune de a cânta în familie. Și eu, una din cele mai mici fetițe, de 5 ani, va cânta împreună cu tatăl ei. Acum sperăm să venim cu rezultate foarte bune. Fetiță de aici, de pe planul local, da, de la Rândicu Sărat? Da, sunt două fetițe de la Cantu, da, cele mai mici din cadrul nostru, de 5 ani de zile. Și chiar pasionate, chiar vin cu drag de fiecare dată și... Pasiunea înainte de orice, dar și faptul că ați avut-o îndrumător pe doamna profesoară Beatrice Stoian, acestea două au reprezentat factorii determinanți în alegerea meseriei. Ați avut nevoie de un profesor bun, da, ca să reușiți să duceți mai departe pasiunea, pentru că se întâmplă în viață ca să dezvoltăm anumite pasiuni, avem un hobby, dar dacă nu e cineva în spate să ne împingă, toate se pierd. Desigur. A fost un profesor foarte bun și încă pot spune că în continuare am ce învăța. Datorită experienței dumneiei, în continuare, continui. Doamna Violeta Vâlcu, mulțumită de rezultatele obținute de colegele dumneavoastră. Da, e o mare bucurie să știu că împreună cu Beatrice am pus temelia acestei școli de artă, să sperăm că ea se va dezvolta mult mai mult în perspectivă. A fost un vis mai vechi al nostru și iată că s-a materializat. Sunt peste 40 de copii care au terminat deja cursurile școlii de artă. Ne pregătim să facem un regulament, să facem programe noi, imediat ce ne vom autoriza, imediat ce va trece noul regulament de organizare și funcționare al Centrului Cultural prin Consiliul Local, vom face acest lucru cu reguli noi, cu programe de studiu noi, cu o durată de studii nouă, exact așa cum funcționează în toate celelalte școli de artă din România. Și să fie o școală autorizată, asta înseamnă că avem și alte cerințe de la copiii care vor absolvi aceste cursuri. Și din ce în ce tot mai mulți copii văd în unitățile de învățământ că se grăbesc, ies de la cursuri, spun astăzi am ore la pian, trebuie să merg la cursurile de pian. Și nu contează categoria, fetițe, băieței, cu toții vor și vin la pian, da? Și la canto. De curând s-a deschis și un atelier de creație, tot în cadrul Centrului Cultural. În mod special este destinat copiilor din grădinițele râmnicene. El vine ca un ajutor al nostru pentru proiectul 1 iunie, care va fi de amploare mai mare decât celelalte proiecte de până acum. E adevărat un proiect local, dar în care o să fie implicate toate școlile și toate grădinițele și absolut tot ce mișcă în orașul ăsta. O să vedeți, o să fie o surpriză foarte plăcută pentru râmnigeni. Cercul acesta de creație, care este condus de Mirela Suflea, va da ținutele făcute din materiale ecologice, reciclabile, pentru parada de modă și vor face tot felul de aranjamente pentru frumusețarea parcului și a orașului, atât pentru 1 iunie, cât și pentru sărbătorile de Paști. Și au început înscrierile pentru acest... Deja se lucrează. E a doua, a treia săptămână, cred că, de când s-au adunat copiii și lucrează acolo cu Mirela. Proiecte îndrăznețe care și-au dovedit succesul la Centrul Cultural. Lucrați cu mai mulți copii față de anii anteriori și cum este această generație? Pentru că anul trecut ați încheiat munca cu o generație, ați scos și un CD. Urmează încă unul.
Joi, la ora 12, joi acum, pe 30, vom face înregistrările pentru al doilea CD pe care îl vom edita cu a doua generație de absolvenți a școlii noastre populare de artă. Și referitor la numărul de copii care solicită înscrierea la cursurile noastre, asta este în discuție la momentul acesta, pentru că deja suntem încercați de ideea de a mai achiziționa încă un instrument, de a o ruga pe doamna director să ne mai facă loc într-o sală bună, să putem desfășura cursuri și acolo pe pian, pentru că iată, suntem abia în luna martie și deja pentru la toamnă sunt aproape înscriși și solicitări pentru locurile din toamnă de anul întâi. Deci în fiecare an am încercat să înscriem un număr de 15 elevi, pentru că atât am putut acoperi până la momentul acesta. Dar trebuie să știți că deja pentru la toamnă numărul de locuri este cam egal cu copiii care deja au solicitat înscrierea la cursurile noastre. Și trebuie să ne gândim serios, să facem o majorare, să suplimentăm locurile și să mai găsim o variantă de a putea accepta mai mulți copii, pentru că iată, cererea este foarte mare și rezultatele sunt bune. Astă toamnă am avut festivalul Galele Muzicii Clasice în noiembrie, la sfârșitul lunii noiembrie. Am avut concurenți din tot județul, un juriu de specialitate, deci au venit copii de la Buzău, de la Focșani, care au concurat în cadrul concursului, festivalului, concurs Galele Muzicii Clasice și au obținut premii frumoase, premii bune și a fost chiar o paradă de talente, aș putea spune. Pentru prima dată am avut o mare satisfacție a muncii mele, cred că a fost cea mai bună ediție de până acum, pentru că ca și concurs am fost la a treia ediție, ca și festival am fost la a patra ediție. Prima dată am început mai timid și am lăsat doar la nivelul de a fi festival Galele Muzicii Clasice, după care, văzând că avem ce prezenta și că există concurență, am înființat festivalul concurs Galele Muzicii Clasice. Am fost astă toamnă la a treia ediție și cred că a fost satisfacția maximă a carierei mele de profesor de pian. Au fost copii foarte buni, înscriși cu mult înainte de a... Au aflat copiii cu mult înainte de a se derula concursul, pentru că au văzut de la edițiile trecute cât de bine am fost organizat și cât de mult și-au dorit copiii să vină să participe la concursul nostru. Clar, vorbim de un succes înregistrat. Rezultatele demonstrează acest lucru, cererea mare venită din partea părinților pentru a-și înscrie copiii. Și de fiecare dată când cineva înregistrează un succes, ne întrebăm care este secretul, care este acea cheie. Doamna Vâlcu. Păi, secretul este o echipă bună, în care fiecare să știe ce are de făcut, bine, s-a creat și un brand așa al școlii și asta este adevărat, să ai profesorii foarte buni, să se facă lucrurile serios și atunci sigur că vestea se duce, știți, și toată lumea își dorește lucrul acesta. Este pe piață cerere pentru foarte multe dintre secțiile unei școli de artă, foarte multe. Ce vrem noi să facem anul acesta? Să vedem cum terminăm cu reabilitarea centrului, sălii de spectacole din punct de vedere financiar, să renovăm, să reparăm jumătate din spațiul de la subsol, care a fost afectat de inundații, a fost problema acolo cu canalul de scurgere, mă rog, s-a rezolvat, să reabilităm jumătate din spațiul acela, care poate fi folosit în cadrul școlii de artă de către instructori și nici accesul n-ar mai fi așa de greu ca în
actualul sediu, actualul loc unde și-au sediul aceste grupe de copii de pian și canto, și să mai achiziționăm un pian. Deja avem 1, 2, 3 și ne mai trebuie unul. Am achiziționat o orgă anul trecut, foarte multe sisteme de sunet pentru sala de spectacol, de spectacole, acolo și boxe și microfoane de fond, și pentru că vrem ca sala să fie funcțională din toate punctele de vedere. Și în perspectiva în care va fi și cinematograf, atunci chiar este nevoie de un sunet performant și nu numai pentru cinematograf. Am primit reproșuri uneori la evenimente când erau piese de teatru și în care actorii vorbeau mai încet pe scenă, că nu se aude în spate atât de bine și în spatele sălii. Și sigur că am chemat sunetiștii mei, specialiștii mei, adică pe Cornel Tudose și pe l-am consultat și pe Doru Hozoc și mi-au spus, trebuie asta, 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 haideți să facem lucrurile acestea. Avem și studioul de înregistrări pe care vrem să-l dotăm, nu știu dacă anul ăsta, dar la anul sigur, ca să putem face înregistrările în deplină armonie acolo. Bine, sunt multe de făcut. Reabilitarea sălii, nici nu m-am așteptat la așa ceva. Așa a fost să fie. Poate că Dumnezeu a zis, hai să își lase și Violeta numele pe casa asta de cultură undeva. Și greu, da, asta e supraviețuind și sunt convinsă că va fi un produs extraordinar de frumos. Și dacă tot vorbim în această ediție de succesul înregistrat de doamne, vreau să ne spună doamnele cum reușesc să realizeze acest echilibru, pentru că înainte de a începe ediția, vă uitați la ceas, doamna Violeta Vâlcu venea de la ore, doamna Beatrice Stoian, profesor în cadrul Colegiului Național Alexandru Lahuță, Cristina Robe, știu că e mămică, are și ea un ghemotoc care o solicită. Cum reușiți? Începem cu doamna Robe? Ea este și voluntarul nostru, să știți. Este voluntar, face voluntariat acum. Da, trebuie... timp găsesc. Și pentru cel mic, când îl iau de la grădiniță, pentru orice. Iar atâta timp cât sunt solicitată și la Casa de Cultură și avem proiecte importante, pentru că vom înregistra și la Canto un CD cu muzică ușoară, pe versuri și melodii create de domnul profesor Cornel Tudose. Înregistrările vor începe chiar de mâine. Așa. Deci a trebuit să mă împart și acasă și la Centru Cultural pentru a avea rezultate cât mai bune. Sperăm noi să fie un CD pe placul tuturor, pentru că s-au chinuit copiii destul de mult. Au pus multă muncă, multă ambiție, perseverență în realizarea acestui CD. Cum sunt copiii de la Canto? Mai multe domnișoare, fetițe? Da! Chiar un singur băiețel avem. Da, sunt de la toate vârstele. Toți vin cu aceeași dorință de a cânta, de a își îmbogăți repertoriu. Vor și muzică populară și muzică ușoară, mai puțin cu muzica comercială, care se vede. Nu prea sunt adepta de a învăța ce se aude la televizor. Pentru că acolo sunt prelucrate în studio, nu poate ei cu vocea să atingă anumite sunete. Doamna Beatrice Stoian, ca să o lăsăm pe aceea pe doamna Violeta Vâlcu, pentru că vreau să știu cum e această relație șef-angajat, când șeful este o femeie. Eu deja mi-am intrat în ritm, cred că n-aș putea să am timp liber mai mult decât am în fiecare zi, adică aproape deloc. Știu că vă sun și după ora 20 să vă invit la o ediție și îmi spuneți, acum am ajuns acasă. Da, pentru că de obicei dimineața am ore la școală, la Colegiul Național, și după amiaza mă duc la orele de pian. În perioadele în care trebuie să facem înregistrări sau trebuie să ne pregătim mai intens pentru un concurs, mai stăm chiar și peste program sau mai chem copiii sau ei solicită și părinții lor solicită să mai lucrăm în plus câte o oră,
două sau cât considerăm că este necesar. Dar ce să zic, pentru că mi-am adus un om bun și aproape lângă mine, pe care l-am inițiat și pe care l-am îndrumat, pentru că ar trebui să spun despre Cristina că era un copil foarte timid și foarte rușinos, dar foarte muncitor. În momentul în care prin clasa a 5-a le-am propus părinților ei, mai mult mamei ei, să meargă cu Cristina pe drumul acesta, pentru că este potrivită pentru a-și face o meserie din muzică și din pian, se uitau așa un pic întrebători și oare copilul meu să poată să ajungă ca dumneavoastră sau să facă? Da, de ce nu? Este talentată, este muncitoare, are toate caracteristicile necesare și iată că, spre mirarea mea, când a terminat clasa 8-a, a mers și a continuat studiile mai departe, după care, la un moment dat, m-a sunat și mi-a zis: doamna profesoară, am terminat facultatea, a avut ore în oraș, pe la școlile generale din oraș, până când a trebuit să nască băiețelul și să devină mamă, după care am profitat la maxim de ea și de timpul ei și nu mai zic că, săraca, dacă mai avem câte un eveniment în familie sau dacă trebuie să stau mai mult la școală și intervine vreo repetiție, vreo inspecție, vreo manifestare în plus față de cele care sunt în mod normal, o sun: Cristina, vezi că nu vin, du-te tu, fă, dă, scrie, aleargă, stai. Și sunt foarte liniștită din punctul ăsta de vedere. Dacă până să o aduc pe ea eram într-o alergătură totală și așa, mi-era teamă ca, Doamne ferește, să nu pot să fiu acolo unde ar trebui să fiu la anumite momente, acum deja sunt mai relaxată din punctul ăsta de vedere, pentru că știu că am un om de bază și eu am în plan și am vorbit cu Violeta, cu doamna director, să o păstrăm alături de noi așa cum trebuie să funcționeze în cadrul cursurilor școlii noastre. Și relația cu doamna director, în condiții în care aveți și un alt șef în persoana unui bărbat la Colegiul Național Alexandru Vlahuță, este o ediție dedicată doamnelor, așa că vreau să aflu despre dumneavoastră. Este greu să-i spun doamna director și ea se mai supără pe mine câteodată, pentru că sunt peste 20 de ani în spatele nostru de când ne cunoaștem. Proiectul școlii și cursurilor noastre a început la o discuție între noi două în momentul în care Violeta a ocupat prima dată funcția de director la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu și, sinceră să fiu, ea a fost cea care m-a atras de la nivelul de idee. Ea a fost cea care a insistat și a zis: hai, ai zis că faci, ai zis că vii, ai zis că mă susții. Și au ușor, ușor au decurs lucrurile în așa fel încât am ajuns aici, unde suntem astăzi, și ne uităm una la alta și zicem: Doamne, oare ne gândeam noi acum câțiva ani că vom reuși să avem atâta atracție față de copii, față de public, față de... Sunt multe evenimente pe care le desfășurăm prin ceea ce facem în cadrul Centrului Cultural. Multe spectacole, multe serbări, multe activități în afara CD-urilor care rămân și pentru copii este o mare realizare acest lucru, pentru că nu pot beneficia oriunde sau oricând de o asemenea realizare în viața lor și pentru viitorul lor, în primul rând pentru mândria lor personală. Dar referitor la relația mea cu Violeta, cred că pot să spun că suntem mai mult decât prietene. Ajungem de multe ori să ne spunem problemele de suflet una celeilalte și să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm și să ne susținem una pe alta așa cât ne permitem. Și cred că eu fără ea n-aș fi reușit. Nu îndrăznesc să spun dacă ea fără mine ar fi reușit, o las pe ea să spună lucrul acesta, dar cu siguranță suntem, cum spunea și ea, o echipă de succes.
Iar cred domnii, că pot să spun colegii, lucrul acesta. Colegii v-au sprijinit, vă acord încredere pentru că ați demonstrat că femeia este o luptătoare și reușește când își dorește. Da, întotdeauna am fost susținute. Cornel Tudose, din punctul meu de vedere, a fost cel care acolo ne-a ajutat întotdeauna și ne-a susținut pentru că de el depindem ca sunet și ca organizare din acest punct de vedere. Câteodată a fost nevoie să-și lase chiar și problemele lui deoparte și să vină când aveam eu timp disponibil să facem anumite lucruri care nu se puteau face fără el. Și toți ceilalți colegi ai noștri din Centrul Cultural sunt alături de noi când avem nevoie de sală, de aparatură, de organizare, de chestii ce țin chiar și de bucătăria noastră acolo. Doamna Vâlcu, și femeia manager are problemele ei, sunt foarte multe, fiecare vine cu solicitarea, cu propunerea, cu propriul proiect. Trebuie să obțineți rezultatul pe care vi l-ați propus din primul moment în care ați luat decizia de a veni la vârful instituției de cultură din Râmnicu-Sărat. Da, referitor la colegele mele de aici, ce să vă spun? Sunt încântată de evoluția Cristinei. Am văzut evenimente organizate de ea și este profesorul total pe care îl căutam, îl vroiam. Exact ca și Beatrice, are grijă ca totul să se desfășoare la modul serios, este prezentă cu copiii oriunde este nevoie, are grijă de ei, și este în mijlocul lor, știți, contează foarte mult la un concurs, la un festival, oriunde este vorba de competiție, ca cel pe care te-a instruit să fie în spatele tău sau lângă tine. Contează enorm lucrul acesta și Cristina o face. A rămas surprinsă în decembrie. Ei sunt cu sala deasupra biroului meu și îi aud ori pe Beatrice la pian. Eu toată ziua muzică în cap și în birou, ori pe Cristina când face vocalize cu copii. Știam că le face la modul serios, dar nu mai țin minte, în decembrie, la un eveniment în parc, deși da, era foarte așa, organizat de compania dumneavoastră, în care am fost invitați și noi să facem un mic moment artistic, atunci am văzut pe scenă ce pot să facă copiii împreună cu Cristina și vreau să vă spun că am rămas surprinsă, plăcut, bineînțeles, am stat în frigul ăla acolo ca să-i ascult. E un întreg așa ce a reușit ea să construiască. I-am spus că vreau să dezvoltăm și un cor de copii și a fost de acord cu mine, o să demarăm și ideea asta, pentru că chiar este nevoie de un cor de copii în oraș. Nu mai există decât așa mici formații pe la școlile generale, da. Iar în ceea ce o privește pe Beatrice, așa cum a spus și ea, suntem mai mult decât prietene, ne cunoaștem de peste 20 de ani și știam foarte bine ce înseamnă Beatrice ca profesor, ca realizări și faptul că ea a venit alături din nou de mine și de echipa pe care o conduc acolo a însemnat foarte mult pentru mine. Vreau să vă spun că nu am nicio grijă în ceea ce le privește. Dacă sunt lucruri în care eu mă implic, mă duc să văd din când în când să verific dacă și ce se întâmplă, în ceea ce le privește nu am fost niciodată să verific și am fost tot timpul convinsă că sunt la valoarea pe care mi-o doream eu să o atingă ele două. Mai avem doamne în Centrul Cultural și aș vrea să vorbesc puțin despre ele. Vă rog. Este vorba despre Ioana, contabila noastră, Ioana Andrei, a cărei zi de naștere este astăzi. La mulți ani, Ioana, să fii sănătoasă. Și din partea noastră, la mulți ani pentru doamna Andrei. Și care este, cum să vă spun, când noi ne luăm aripi așa și zburăm, ea e cea care ne coboară pe pământ și spune, ia hai, opriți-vă că visați prea mult. Nu e rău să visezi, dar e bine să te aducă cineva cu picioarele pe pământ. Dacă era contabilul rigid, tiparul de contabil obișnuit, până să începem colaborarea, să încep eu colaborarea cu ea, vreau să spun că noi două am suferit
modificări ale temperamentului amândouă în timp, adică ne-am modelat una pe cealaltă. Dacă mai ieșeau scântei din când în când, acum eu ascult, îi ascult punctul de vedere, fără să comentez, ea mi-ascultă punctul de vedere și știți, undeva la mijloc se întâlnesc părerile noastre și se întâmplă lucruri bune. Deci e omul responsabil cu cifrele, da? Cifrele, dar cum să vă spun, faptul că a lucrat atât de mult, că s-au întâmplat foarte multe lucruri în perioada asta pe care am derulat-o împreună, a început să prindă gust și deja simte, vede, a început să vadă. Asta am vrut să fac echipei mele, să vadă în perspectivă lucrurile. Da? A început să vadă. Au început toți să vadă toate lucrurile astea și asta este, cred eu, cea mai mare mândrie a unui manager. Să știe că fiecare dintre cei cu care colaborează este serios și își face treaba. Nu e nevoie de un control din ăla zilnic, săptămânal, ce faci, unde ai ajuns. Fiecare vine și spune, îmi spune, uite, am făcut asta, am întâlnit asta, cum ai fi reacționat tu, eu am reacționat așa. Cum vezi în perspectivă lucrul acesta? Aș da, doamne, să aveți în preajmă oameni de valoare în seamă. Asta este cea mai mare realizare a vieții mele, faptul că am cunoscut oameni, 80% dintre ei sunt oameni de valoare. Nu sunt foarte mulți, dar sunt foarte buni. Pe lângă Ioana este Rafaela, noua noastră achiziție de vreo 2 ani, 3 ani, omul care a învățat să facă mai multe. A plecat de la secretariatul Școlii Populare de Artă, a trecut puțin și prin proiecte și acum pe achiziții publice și care s-a adaptat foarte ușor. Este spiritușul nostru. Ea e în tot timpul în continuă mișcare. Este persoana, un fel de asistentă a mea, asistentă în sensul bun al cuvântului, care în fiecare zi are grijă ca toate lucrurile să se întâmple și dacă cumva am uitat ceva, mi-aduce aminte și toate lucrurile se întâmplă la momentul oportun. Mai este Alina. Alina este a doua mână a contabilei, e mâna dreaptă a contabilei noastre. Alina este omul care face trezoreria, toate documentele le pune, lucruri minuțioase, lucruri ce țin de un fel de contabilitate primară și legătura cu trezoreria și cu primăria și tot ce înseamnă hârțogăraie legată de această colaborare. Și mai este și Florentina, Floricica noastră, îngrijitoarea noastră, cea care ne face cafeaua, care ne avertizează când nu e în regulă pe acolo prin spațiile instituției noastre și care are grijă ca această instituție să fie în bună regulă, în bună stare. Și acestor doamne care au avut un program teribil de greu în acești 5 ani, decât 6 ani de când lucrăm împreună. Le mulțumesc că au lăsat uneori la o parte, așa cum spunea Beatriz, alături de noi, trei de aici, familie, probleme personale și au strâns din dinți și au rămas în echipă până la sfârșit de fiecare dată, fie că a fost Festivalul Crăciunului, fie că au fost Luna Porților Deschise, fie că au fost Zilele Râmnicului, fie că a fost Festivalul Primăverii sau, eu știu, acțiuni de genul acesta de mare amploare. Dacă ați zis să vorbim despre doamnele din instituția noastră, vi le-am descris și le mulțumesc. Vă mulțumesc pe tălor. Sunt mândră de realizările voastre. Și o să le dăm, poate, ocazia pe viitor și domnilor, dar oricum am prezentat telespectatorilor domnii din cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu. Dar două cuvinte despre doamna manager, vă rog foarte mult. Cum este? Pentru mine, ținând cont vârsta mea și a dumneei, este doamna director. Așa, față de doamna Stoian, care a fost profesoara și îndrumătoarea mea, numai păreri de bine. Avem o relație foarte specială. De fiecare dată când am o nevoie, apelez la oricare din doamne. Așa, și mereu găsesc ajutor. Deci pot și doamnele să conducă și o fac destul de bine, da?
Râde doamna Violeta Vâlcu. Da, sunt convinsă că, știți, de obicei femeile sunt mai minuțioase, mai îngăduitoare, mai tolerante. Ele nu cârcotesc foarte mult, fac ce li se spune și încearcă să facă lucrurile cât mai bine posibil. Nu spun că bărbații nu fac lucrurile acestea, dar cu femeile e mai ușor de colaborat, pentru că ele sunt clămădite altfel. Săptămâna trecută le întrebam pe doamnele din cadrul Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat dacă le-a fost greu sau ușor, dacă au întâmpinat probleme pe acest drum și mi-au spus că dacă nu ar fi avut sprijinul familiei, cu siguranță nu ar fi rezistat. Adevărat? Da, vă dați seama, eu am mai spus lucrul ăsta de când ne tot vedem, de fiecare dată. N-am uitat să mulțumesc familiei, n-am uitat să mulțumesc soțului meu, n-am uitat să mulțumesc copiilor mei pentru înțelegere, pentru faptul că atunci când ajung seara obosită acasă, spre exemplu, dacă Andrei mai deschide pianul și încearcă să mă atragă, să-l învăț și pe el anumite lucruri, dacă îi spun, lasă-l că mie mi-a ajuns astăzi de atâta pian, mă înțelege. Fata, la fel, a fost un copil deosebit și nu mi-a solicitat ajutorul decât când a avut o nevoie critică. Iar soțul meu întotdeauna a încercat să mă protejeze de lucrurile care sunt mai dificile și și mi-ar ocupa mai mult timp acasă. De fiecare dată a încercat să-mi ia din atribuțiuni și să rezolve anumite probleme la care ar fi trebuit să mai pierd eu timp, ca să zic așa. E o vorba Cristinei și a Violetei. E o satisfacție mare și mare lucru să faci lucrurile din plăcere și nu de puține ori m-am gândit că eu îmi doresc să fiu profesor de pian de când mă știu. Am studiat pianul de la 4 ani și jumătate și niciodată n-am spus că m-aș face altceva. Toată lumea care mă întreba ce o să te faci când o să fii mare, eu spuneam profesoară de pian și cred că n-aș putea să fac altceva. N-aș putea să fac altceva și o fac cu plăcere. Eu vin la serviciu ca să mă relaxez, să mă delectez și să mă încarc de energie pozitivă. Nu știu dacă aș putea să înțeleg pe cei care se trezesc dimineața și zic, of, iar trebuie să mă duc. Da. Părere de rău deși sunt, dar cei care își iubesc cu adevărat și, meseria înșoată, nu se ne găsim, nu de puține ori ne găsim eu cu Violeta pe hol când intrăm în Casa de Cultură sau când plecăm sau peste zi ne sunăm sau îmi zice, hai, nu vii la mine în birou să bem o gură de cafea, să mai stăm un pic de vorbă. Și atunci discutăm lucruri legate tot de activitatea noastră profesională și câteodată ne trezim că cine știe prin ce problemă am trecut eu sau a trecut ea legat de familie, de greutăți, de sănătatea celor din jurul nostru care ne sunt aproape. Aproape că trecem peste ele așa cu o ușurință și ne întrebăm, domnule, dar de unde mai putem? Mie mi s-a întâmplat să-i spun Violetei, mă, dar tu mai poți? Că sunt momente critice în an, în instituția noastră, cum e Crăciunul, cum e 8 martie, cum e sfârșitul de an școlar, când e o agitație zilnică, de dimineață până seara, plecăm după anumite activități și spectacole la ora 11 și închidem noi două Casa de Cultură și ușile la ieșire și zicem, Doamne, mulțumim că suntem sănătoase și am făcut-o și pe asta. Și ne-a ieșit. Adică atunci e o satisfacție, te duci acasă și parcă nici nu mai simți oboseala prin care am trecut. Imboldu. A doua zi de la început. Da, cine dorim mai mult de fiecare dată. Cu aceeași pasiune vă faceți meseria, doamna Violeta Vâlcu. Fie că vorbim de activitatea pe care o desfășurați aici la Centrul Cultural, fie în munca cu elevii. Vă întrebam mai devreme, tot predați, da, bineînțeles, nu am să-i las niciodată, spuneați. Da, nu cred că aș putea să renunț la măcar o lună la orele mele, pentru că pentru mine meseria de profesor este tot. Vorba lui Beatrice sau vorba Beatricei, ca să vorbim corect românește, am
un off atunci când nu mă duc la școală. Echilibrul interior ține de școală. Programul meu este destul de încărcat. De la 8 la 9, de la 8 la 10 sunt la școală, apoi până la 6 aproximativ la centru cultural, de la 6 la 8 sunt iarăși la școală, e așa un du-te-vino, pentru că vineri este mai încărcat la școală, sâmbătă și duminică uneori sunt la centru cultural ca să-mi termin lucrurile. În intervalul ăsta mai trag o fugă la mama 10-15 minute să văd ce face. Mai mă aud cu surorile mele la telefon să văd dacă au vreo nevoie, dacă e în regulă, iar seara când ajung acasă, al meu soț nu mai vede că nu mai am chef de nimic. Sunt, închipuiți-vă, la 8 și un sfert acasă, seara, dimineața la 8 sunt iarăși în picioare, în clasă. Majoritatea timpului vorbesc. Când ajung acasă, amuțesc. În afară de salut, cum a fost azi, ți-e bine, cum ești, ai mâncat, ai pus la spălat hainele murdare, mai mult nu mai pot articula, mai ales dacă am și o viroză, cum am avut o săptămână trecută, de aproape că n-am mai putut vorbi, am înțeles prin semne sau cu ajutorul laptopului, așa. Însă, această atmosferă a unei zile din existența mea face parte din mine și probabil că așa văd Dumnezeu, asta sunt eu și chiar mă bucur că trăiesc lucrurile astea pentru că uneori să știți că se întâmplă și fapte mari în fiecare, în câteva din zilele pe care le trăiesc și sunt tare fericită să văd lucrurile astea. Sunt un pic mai înțeleaptă decât acum 5 ani. Sunt un pic mai ponderată, nu mai sunt așa sfârlează că eu omorâsem săracii colegii mei, însă facem lucrurile, poate înțelepciunea, mai mult, poate mai multă înțelepciune, și facem lucrurile, cum să spun, mai ușor decât le făceam înainte, cu mai multă energie. Acum, cu mai puțină energie, facem lucrurile la fel de bine, dar cu mai puțină energie. Experiența, mult exercițiu. Da. Vedem lucrurile altfel. Și... da. Și, bineînțeles, echipa mea de la Centru Cultural, știți, mi-am amintesc că acum 5 ani, când am venit prima dată la emisiunea dumneavoastră, m-ați întrebat de echipă și eu am spus că nu cunosc decât pe X și pe Y foarte bine și cu restul sper că ne vom acomoda. Vreo 2 ani de zile ne-am cazonat așa și atmosfera a fost uneori încinsă. Când se strângeau jos în biroul lui Florin, acolo unde este casa de bilete, îmi dădeam seama că au pus-o de grevă. Și îi chemam la mine în birou sau mă ducea peste ei. Păi unii spun că și în căsnicie este la fel, în anumite case, nu? Sau mă ducea peste ei, mă și răsus, că uite că sunt de încrâncenați. Bineînțeles că discutam și lucrurile se rezolvau. Problema era, poate și la mine nu era totală comunicare sau poate eram eu prea rapidă și doream mult mai mult decât ei puteau să facă mult mai mult decât un om normal să facă. Îi priveam din prisma energiei mele, dar oamenii nu trebuie să-i privești din punctul tău de vedere, ci să iei pe ei așa cum sunt, să nu dea mai mult decât pot să ducă, pentru că atunci nu mai fac totul așa cum ar trebui să facă, mai puțin și mai bun, atât cât pot ei și la un nivel de calitate superior. Sunt foarte multe instituții și nu instituții publice care lasă la aprecierea angajatului cum își desfășoară și își gestionează timpul la locul de muncă. Și în momentul în care vrei să atingi un rezultat foarte bun, lași la aprecierea angajatului cum și, bineînțeles, la finalul zilei tragi linia care este produsul pe care mi-l poți oferi astăzi. Sigur, închipuiți-vă ce ar însemna să mă duc eu pe treaba domnului Dinu, care... ia, e și medaliat, este coregraf. Păi ce să-i spun eu? Omul aș face treaba, ce să-i spun eu? Mai fă așa sau așa? Pe mine m-aș desconsidera. Sau să mă duc în treaba lui Beatrice. Beatrice, nu-mi place că am auzit chestia aia, o notă falsă sau... asta nu e treaba mea. Ei trebuie să ajungă la nivelul ăla, sunt profesioniști, ei știu ce au de făcut.
Nu, vine și spune, câteodată se rupe din birou, indiferent câtă treabă, ce, pe ce lume are acolo, vine. Doamne, ce frumos! Cine a cântat? Copiii tăi au cântat, deci nu venea să cred. Credeam că tu ai cântat și de fapt vede că am oră, e copilul la pian și ce nu vine să cred că se fac lucrurile astea, se întâmplă lucrurile astea la noi. Asta vreau să spun, că realizezi la ce nivel au ajuns atunci când auzi copiii. Efectiv, câteodată mă panichez, Doamne, zic, numai Beatrice cântă, n-or fi venit copiii la pian și urc. Atât de frumos cântă, de nu-mi vine să cred. Și la Cristian la fel, zic, măi frate, cântă ele sau cântă copii? Deci nu mai realizez cine cântă la pian la anumite piese. Nu mai realizez cine. Înainte realizam. Că copilul mai șchiopăta, mai auzeam și o notă falsă și acum nu mai realizez. Iată. Asta e. De aceea și deschiderea Râmnicianului, deschiderea părinților pentru cercurile Centrului Cultural? Da, sunt convins. Sunt convins. Se văd lucrurile bune. Și sunt fericiți părinții că știi ce se întâmplă? Poate că n-or să fie profesioniști în ale pianului, ale cantoului și mai știu ce, n-or să fie vedete. Dar faptul că ei învață ceva profesionist, și că nu stau, își pierd timpul aiurea, da? Asta înseamnă foarte mult pentru un părinte. Aud din ce în ce mai des în ultima vreme, și-a dat Domnul să aud de la părinți, Domnule, vreau să fac altceva. Nu mai vreau să-l văd în fața laptopului, în fața tabletei, în fața televizorului. Vreau să facă sport, vreau să facă muzică, vreau să facă dans. Da, asta este. În sfârșit ne-am trezit la realitate. Ca să se dezvolte armonios, asta trebuie să facă cu. Chiar ieri am abordat această problemă împreună cu adjunctul comandantului Poliției Municipale din Râmnicu Sărat și o doamnă din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Faptul că cei mici s-au atașat foarte mult de aceste dispozitive care accesează internetul, accesul pe internet, clar, în rândul celor mici și spune cuvântul, am vorbit de toate dezavantajele pe care le are. Iar dumneavoastră le dați posibilitatea să petreacă un timp liber de calitate. Da. Ceea ce ne dorim cu toții. Nu, doamna Cristina Robe, vă doriți același lucru pentru copilul dumneavoastră? Desigur, și vreau să fac referire la grupul de care a spus doamna directoare mai devreme. Acesta există, dar nu am lucrat atât de mult. El este format din copii de la Canto și dacă mai sunt doritori care vor să vină la Centrul Cultural să se înscrie, să-l mărim, să învățăm, să facem ore aparte față de ce fac copiii la Canto, îi așteptăm cu drag la Casa de Cultură. Eu tot timpul am întrebat dacă se pot face înscrieri și pe parcursul anului sau doar la începutul anului școlar. Greu de spus, da? Dar e atât de îmbucurător acest răspuns al dumneavoastră. Da. Acest grup este un proiect de acum, să zicem. Nou, da. Să mă ocup. El există, l-am și numit Mlădițele Râmnicene. Așa, am participat la câteva evenimente, la Târgul Mărțișorului, de la primărie. Este. Copiii se simt mai în siguranță când se aud unii. Da, când cântă împreună. Se cântă împreună, da. Va fi un grup de muzică ușoară, populară. Încercăm să abordăm toate genurile și să mergem la diferite evenimente. Unde suntem chemați, unde sunt concursuri, să... Chiar dacă nu vor fi cei mai mari cântăreți, nu vor fi vedete, dar își petrec frumos timpul liber și aceste activități, cu siguranță, le dau mai multă încredere în ei, nu? Din persoanele timide, cum spuneați, m-ați caracterizată pe doamna Robe. Da, în afară de faptul că le dau încredere, le dau și ambiție, le dau și posibilitatea de a ridica privirea în fața celorlalți care nu, colegi de-ai lor, care nu reușesc să facă acest lucru și probabil că și acesta este motivul pentru care noi avem atâția copii care își doresc să vină să cânte la pian, că auzindu-i pe colegii lor, vin în sală la spectacole și îi susțin, le fac galerie la concursuri, îi urmăresc. Vă dați seama că pentru cei care sunt deja elevii noștri este o mândrie și acest lucru îl insuflă și colegilor pe care îi au în jur la școală. Doamna Violeta Vâlcu, alte proiecte pe care vreți să le mai demarați pentru micuții noștri?
Vreau să vă spun că muzica este, cum spunea un clasic de-al nostru, muzica este aceea care ne gâdilă urechile în mod plăcut și poate că e o artă foarte frumoasă. Da, mi-aș dori să achiziționăm, să folosesc termenul lui Beatrice, să găsim, să aducem lângă noi un coregraf care să nască clasa de dans, dans de societate, de la tango, la rock and roll, să învețe copiii să danseze și să avem și o trupă de dans, o echipă de majorete. Doresc să funcționeze în cadrul Centrului Cultural. Vedeți, e o viziune nouă asupra unui activității unui centru cultural. Eu cred că dacă noi reușim să aducem cât mai mulți copii și să-i formăm și să găsim talente, putem să revenim la concursurile, festivalurile naționale de odinioară. Dar atâta vreme cât noi încă nu avem baza de acum o formăm, mă gândesc la cântecul orașului. Nu-și mai avea scopul, nu-și mai atingea scopul, pentru că, de fapt, era Râmnicu Sărat era un loc în care se cheltuiau niște bani pentru a fi promovate talente din alte părți. Noi nu mai produceam nimic la momentul acela. Și e păcat. Acum, dacă reușim să facem baza solidă, atunci putem să facem un festival pentru copii, național. E de mult în mintea mea, de vreo 2 ani am colțit ideea și să vedem la anul. Deocamdată finanțele noastre se vor vedea în ceea ce înseamnă reabilitare anul acesta și la anul, dar în perspectivă asta vrem să facem. Să investim și într-un festival național puternic. Aveți în plan altceva pentru perioada următoare? La momentul acesta, sincer, nu. Sunt deja foarte multe activități pe tot parcursul anului pe care le desfășurăm. Concursuri, spectacole, înregistrări, lansări de CD-uri. Ne ocupăm toată perioada anului școlar, ca să vorbesc, plecând din septembrie și încheiind cu spectacolul de 1 iunie în cinstea copiilor noștri și copiilor orașului. Festivalul Galele Muzicii, festivalul concurs Galele Muzicii Clasice, dar din punct de vedere al pianului, pentru că asta mă reprezintă, încă nu ne gândim la altceva, pentru că sincer nu mai văd să fie necesară încă o manifestare de acest gen și chiar ne ocupă foarte mult timp. Noi abia avem timp să pregătim piesele și să schimbăm repertoriu de la colinde, deci din septembrie, octombrie până în decembrie pregătim festivalul, pregătim spectacolul de colinde unde copiii cântă numai colinde, după care trebuie să pregătim festivalul artistic al elevilor buzoieni, care este în plină desfășurare și la care participăm cu secția de pian sâmbătă la Liceul Pedagogic la Buzău. A fost mărțișorul 1 martie, 8 martie. După care, din păcate, tot în perioada asta, în săptămâna aceasta, avem înregistrările pentru CD, pentru că durează prelucrarea lor în studio și trebuie să le facem mai din vreme. Preconizăm să-i facem lansarea odată cu spectacolul de 1 iunie. Și, pe urmă, cam atât, că nu mai e timp pentru altceva. Din martie și până în iunie mai e și o vacanță cu Paștele. Când să le mai dăm altceva? Și așa muncesc săracii, de nici noi nu ne așteptăm, dar o fac din plăcere, lucrăm piese care le plac, au ajuns să vină și ei cu propuneri. Doamna profesoară, putem să cântăm asta, putem să facem asta, găsim partitura la cântecul respectiv sau la piesa respectivă și iată de ce există atracția asta spre a cânta la pian, pentru că la început ni se părea așa un subiect tabu și greu de abordat cu copiii, mai ales de vârstă mică, dar sunt din ce în ce mai mici, mă sună părinți, fetița mea are 4 ani și jumătate, aș putea să vin să încerc? Și da, sunt copii care încep de la această vârstă și care au rezultate foarte bune, pentru că
printre ei, majoritatea sunt care o fac din plăcere și le place ceea ce fac, ceea ce aud și ceea ce ajung să iasă din degetelele lor. Deci, iată, cheia succesului, pasiune și multă, multă muncă. Și așa am aflat cum cele trei doamne reușesc să realizeze acel echilibru foarte important între familie și carieră. Mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim! Și ca de fiecare dată, invitația pe viitor pentru a ne prezenta proiectele și lucrurile frumoase care se întâmplă, se înregistrează la Centrul Cultural Florica Cristoforanu din Râmnicu Sărată. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, numai bine, la revedere! Presa liberă trecere.